Au început plângerile pe numele unora dintre candidați. Domnule Falcă, n-avem nici acum numele candidaților susținuți de PNL și PSD pentru primăriile de sector din capitală. Când le vom avea? De ce întârzie publicarea acestor liste? Ce se mai discută? Ce se schimbă? Partidul Național Liberal și-a votat deja candidații la sectoarele municipiului București, la sectorul 1 domnul Tuță, iar domnul Ciucu la sectorul 6. Lucrul acesta a fost validat săptămâna trecută. Deci, întârzierile sunt din partea celor de la PSD, nu? PSD astăzi finalizează, din ce știm noi, lista de candidați, dar și acolo este destul de ușor, pentru că doi candidați sunt primari pe funcție la sectorul 3 și 4 și urmează să își aleagă candidații la sectorul 2 și 5. Astfel încât de astăzi candidatul Cârstoiu o să aibă echipa completă de lucru, pentru că un candidat la capitală trebuie să lucreze împreună cu candidații de sector, programul trebuie să fie făcut împreună și scopul nostru este să creștem încrederea candidatului la funcția de primar al municipiului București la nivelul de susținere a alianței PNL-PSD din municipiul București. Cine candidat?